Elena Udra a ajuns în România după aproape două luni de popas în arestul din Bulgaria. Fostul ministru al dezvoltării își va ispăși pedapsa de șase ani de închisoare la Târgșor. Udrea a fost prinsă în 7 aprilie la granița dintre Bulgaria și Grecia, unde a fost arestată de autoritățile bulgare. Ea a plecat din România chiar în ziua în care a fost pronunțată sentința în altei curți de casație și justiție în dosarul Gala Bute pentru corupție. Curtea de apel din Sofia a decis în 10 iunie extradarea fugarei în baza mandatului european de arestare. Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a refuzat să suspende de mandatul european de arestare pe numele Elenei Udrea, care a invocat în sprijinul cererii sale mai multe articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a arătat în special că urmează să fie închisă în condiții necorespunzătoare din cauza supraaglomerării penitenciarelor din România.